Zoe Rădulescu și îl chem aici pe un domn care în urmă cu aproape 3 decenii în piața universității se alătura alături de alți elevi și studenți, cei mai mulți grupați în organizația de tineret a Partidului Național Țărănesc, într-o perioadă grea, o perioadă în care partidele istorice încă erau cuiduite, regele Mihai era întors de la aeroport, era fugărit prin țară, despre deținuții politici se vorbea așa, doar prin diverse locuri nepublice. Și acest tânăr, pe vremea aceea, a cunoscut la un moment dat și contactul cu bătele minerilor. Așa încât astăzi îl regăsim în administrația publică locală a sectorului 2 și sperăm ca să îl regăsim cât mai sus în politica românească, pentru că e nevoie de anticomuniști peste tot în politică, într-o perioadă în care, din păcate, se pare că remanența stângii este omniprezentă. Este vorba de domnul Dan Cristian Popescu, pe care îl invit aici. Dânsul este viceprimar al sectorului 2 al capitalei și nu întâmplător l-am chemat, pentru că este singurul primar și singurul om politic care acordă, ori de câte ori este nevoie, sprijinul în organizarea de manifestări, sprijinul instituțional în organizarea de manifestări dedicate în memoriei deținuților politici. Un om care, așa cum spuneați voi, nu se teme de cenzură. Mulțumesc!